Deci ai revenit la Vorbește Lume. Așa se pare. Măi, peștișorule de aur, ce ai făcut? Cu ce praf ai aruncat în univers? Sau dorințele tale chiar și-au pus amprenta acolo? Vezi cum e? Viața? Cum te simți? Cum e? Cum e? Că până la urmă tu ai fost acolo, ai prezentat. Acum ești într-o nouă rubrică foarte faină unde noi te putem vedea gătind. Cum te simți în ipostaza asta? Foarte bine. Având în vedere că am trecut acolo și în postura de invitat și în postura de prezentator, rubrica mea acum, alături de oameni pe care eu îi apreciez, am o echipă extraordinară și mesajele care vin și pe pagina mea de Instagram și în cadrul emisiunii sunt unele foarte bune și eu întotdeauna am îmbrățișat lucrurile pe care pot să le fac cu sufletul și să dăruiesc la rândul meu bucurie și ăsta este rolul meu acolo. Le reamintesc femeilor să nu uite de ele, chiar dacă sunt în bucătărie, pentru că pe mine mă văd acolo cu o rochiță, cu un ruj, nu neapărat pentru că eu sunt la televizor și am grijă de imaginea mea, ci pur și simplu să nu uite de ele, că ele sunt speciale, indiferent de locul în care se află. Da, eu vreau să știu, nu ne mai îngrășăm și noi un pic la cât gătim acolo? Pentru că eu nu m-aș putea abține să te am lângă mine, să văd cum gătești și să nu mănânc, adică... Dar de ce spui asta? Că eu nu sunt o persoană silfidă, iar fetele cu forme sunt unele speciale, așa cum sunt și celelalte mai subțirele, ca să zic așa. Să știi că eu toată viața m-am chinuit să slăbesc, adică, bine, am ajuns în punctul în care am realizat că nu numărul kilogramelor contează, ci încrederea pe care o dobândești și asta cu timpul poate că se învață. Am trecut și la 90 de kilograme și la 70 și la 58 și să știi că, nu știu, și acum am grijă. Eu gătesc, ardei umpluț, fac sarmale, fac plăcinte acolo, fac de toate, dar eu în general mănânc am ciorbițe și salate. Deci ai grijă, deși da, când ești acasă, să zic că îi gătești ceva fetiței tale, că sunt sigură că îi faci o grămadă de bunătăți. Nu te apuci și tu să gusti sau e așa, ai grijă la porții? Să știi că gust, adică nu devin acum, vai să nu ne atingem, nici nu sunt de acord, doar că eu în momentul, uite, de curând am ținut din nou dieta care m-a ajutat pe mine în trecut să slăbesc, doar să văd dacă mai am suficientă ambiție. Adică dacă pot să mai țin, știi, după un anumit timp, ia să vedem, mă, mai pot și am putut. Adică contează foarte mult motivația pe care o ai, ambiția pe care o ai. Adică nu înseamnă neapărat că trebuie să te ferești de anumite alimente. Pur și simplu să gust, să știi porțile și cam asta este tot. Gust, dar nu pot să zic că mănânc mult. Când veni vorba de alimente, ai scos ceva alimente din meniul tău zilnic? Adică ai alimente pe care nu le mănânci pentru a te menține? Nu mănânc prăjeli, nu mănânc tocătură, dar gust, uite, am făcut, ieri am făcut ardei umpluț la Vorbește Lumea și am făcut și acasă. Și au și carne de vită și tocătură și așa mai departe. Am gustat, dar nu pot să zic că mănânc foarte mult. Astea sunt alimentele de care mă feresc în general. Zahăr, cu toate că fac torturi, fac prăjituri cu multe creme, cu tot felul de carameluri și așa mai departe, nu mănânc. Am înțeles. Deci o vedem gătind, mănâncă puțin, dar nu așa cum ne așteptăm noi. Există o limită. Există o limită, că știi că dacă ai trecut aproape de 100 de kilograme, parcă nu m-aș mai întoarce acolo și eu știu foarte bine că pot să mă îngraș. Bine, la mine există și riscul ăsta de fiecare dată când am fost departe de Jacqueline. Am un blocaj. Și atunci am acumulat destul de repede kilogramele. Momentul în care m-am întors, uite, din Survivor sau Ferma sau tot felul de reality în care am fost, imediat, într-un timp foarte scurt, am luat cam 7-10 kilograme. Și atunci știu foarte bine că pot să acumulez repede kilogramele astea, sunt foarte atentă. Sport, mâncare cât de cât ordonată, ca să zic așa, și mă mențin. Când vine vorba de fetița ta, tu ai un stil de viață ordonat. Cumva încerc să-i transmiți acest lucru și ei? Încerc. Am norocul că Jacqueline mănâncă ceea ce mănânc și eu, dar este o pofticioasă. Nu o țin. Uite, dacă eu, de exemplu, nu mănânc foarte multă carne, iar ea vrea carne, eu nu-i spun nu. Încerc cât pot de mult. Adică, mami, faci supă cremă de broccoli, wow! Zic, Doamne ajută, ce copil am, adică îi place și nu o forțez, nu îi impun lucrul ăsta, că mi s-ar părea greșit să-i spun nu, asta trebuie să mănânci ca așa vreau eu, știi? Atunci încerc să-i dau alternative și a alege. Dacă se uită așa, te vede la Vorbește Lumea, te vede. Nu mă vede.
Nu? Nu, mă pune să-i pun pe ProTV Plus să vadă ce am făcut, ce am gătit, pentru că ea este la școală. În timpul în care, în intervalul orar în care eu sunt prezentă la Vorbește Lumea, dar știu ce o să mă întreb, că poftește ceea ce fac eu acolo și să știți că și acasă fac același lucru. Tocmai ca să nu cumva să existe chestia asta că am gătit acolo pentru oameni dragi și acasă ei lipsește acel preparat. Adică de cele mai multe ori, dacă am făcut la Vorbește Lumea ardei umpluți, am făcut și acasă ardei umpluți.